Bună dimineața, bine v-am regăsit să avem împreună o zi magică, vineri 3 iulie 2020. Sper că ați ascultat horoscopul pentru luna iulie, o mulțime de informații aflați dacă l-ascultați. Da, dacă vă place de mine, intrați și ascultați următoarele clipuri. În primul rând lunarul, luna iulie. În al doilea rând puteți să ascultați ce se întâmplă cu Marte în Berbec, pentru că avem o mulțime de informații. Și de asemenea mai avem câteva zile bune cu Mercur retrograd și avem un clip special pentru această perioadă, pentru a primi așa câteva atenționări și să vă dați seama cum să vă organizați voi mai bine în perioada asta cu aceste tranzite. Ascultați și organizați-vă! O să vă ajute tare mult informațiile pe care vi le-am lăsat. Până una alta, să vedem mesajul de la Înger pentru această zi. Ah, gata, pe ăsta l-am extras. Care spune oportunitatea de a ierta. Această situație îți dă ocazia de a te vindeca, de a te dezvolta și de a elimina tiparele negative. Mențineți intenția de a vedea lumina divină lăuntrică și calitățile celeilalte persoane. Noi te vom ajuta să elimini gândurile, sentimentele și energiile pe care nu le poți ierta și să te înalți la un nivel superior de pace, de liniște sufletească și de compasiune. Aceasta este, ia uitați. Mi se pare foarte fain următorul lucru și anume că foarte multe mesaje în ultima perioadă și mesajele clienților când le deschideam, ghidare intuitivă, pe lângă astrologie mai facem și puțină ghidare intuitivă, mai facem și alte servicii, dar despre ele aflați când veniți la mine la cabinet sau când ne auzim pentru consultanță. Și ce mi se pare interesant chiar acum când citeam mesajul ăsta cu iertarea, la toată lumea cade treaba asta, cu iertare. Cred că e vorba de iertare la nivel colectiv. Trebuie să învățăm să iertăm, trebuie să învățăm să eliberăm ceea ce ne ține pe loc, să mergem mai departe. Trebuie să învățăm odată să iertăm cu toții. Degeaba iartă jumate dacă jumătatea cealaltă e încă supărare. Pentru a trece cu toții la următorul nivel, trebuie să iertăm. Cred că de multe ori ne-au căzut mesaje chiar și la celelalte carturi despre iertare, cu iertare, iartă-te pe tine, iartă pe ceilalți, trăiește în relaxare, trăiește în pace, trăiește în iubire, dar totul pleacă de la iertare. Dacă nu poți să ierți, n-ai cum să fii nici în pace, nici în armonie, nici în nimic. Haide să iertăm, hai să fie astăzi ziua în care facem o listă cu toate persoanele pe care suntem supărați, începem cu noi. Ne punem acolo frunte, sunt convinsă că fiecare în parte are câte un motiv de supărare pe el însuși. Și treceți măcar 3, 4, 5 persoane pe care, faceți lista asta de mai multe ori dacă aveți așa multe persoane pe care sunteți supărați, dar măcar în fiecare zi sau o dată pe săptămână o listă cu câteva persoane pe care le iertați, puteți să spuneți cu voce tare, da, te iert, te iubesc, te binecuvântez, mă eliberez de această situație, e foarte important, și să încercați să iertați și pe voi și pe ceilalți. Scrieți și eliberați. Ce faceți cu scrisoarea? Ce vreți? Cu lista. Puteți să o ardeți, puteți să o aruncați, puteți să o aruncați în vânt, la baie, unde vreți, nu contează. Dar încercați să iertați și să le și mulțumiți pentru lecțiile pe care vi le-a oferit. O să se schimbe foarte multe. Despre iertare vom tot vorbi, probabil că și pe la clipurile pentru, la clipul pentru lună plină eclipsă. Ok, hai să vedem ce facem astăzi, 3 iulie. Eu iert pe toată lumea, chiar și pe cei cărcotași, asta este harta, pe cei cărcotași care mai cărcotesc ei și mie îmi place să mă iau de ei așa, că mă amuză și pe mine. Și ce facem astăzi? Berbecul. Berbecul se lasă surprins de persoanele din jurul lor, lui lor, că vorbim de berbec sau de berbeci. Deci sunteți surprinși și chiar surprinși într-un mod plăcut. Avem astăzi o predispoziție spre a face o mulțime de lucruri, a încerca să rezolvați o mulțime de lucruri. Luați-le pas cu pas, fiți eficienți cu timpul vostru și organizați-vă în așa natură încât să vă rămână și puțin timp pentru voi, pentru nevoile voastre, pentru ceea ce își dorește
sufletelul, da? Este important asta. Taur. Taurii s-au organizat și vor pleca pe la munte, pe la mare. Sunt puțin plecați și cu gândul și cu fizicul și cu tot. Se organizează pentru o plecare. Deci tot ce ține pe partea asta, plecare, deplasare, organizare pentru o plecare, de ce nu? Deci în direcția asta suntem cu toții, munte mare, să ne spuneți, dragi tauri, pe unde ați plecat, pe unde ați ajuns, sau poate chiar să vă vizitați niște rude. Dacă nu mergeți voi să vă vizitați rudele, poate le sunați, poate vorbiți cu ele la telefon, poate oricum o reuniune așa de familie sau o reuniune de grup, plecăm la mare cu toții să petrecem ceva timp împreună, foarte frumos în direcția asta. Gemeni. Gemenii au o zi de vineri foarte aglomerată, foarte plină, cu multe decizii pe plan financiar. Primiți un răspuns negativ, adică nu vi se dă o aprobare, nu vi se dă răspunsul pe care îl așteptați într-o anumită chestiune și asta vă dă peste cap toate planurile. Aveți un pic de răbdare, că până luni mai sunt mai puțin, vedem ce se întâmplă în weekend, dar până zilele următoare se poate rezolva chiar mai repede decât vă așteptați. Dacă vă stresați, nu o să se rezolve nimic. Atenție și cu tot ce înseamnă alimentație, că e posibil fie să uitați să mâncați, fie să mâncați prostioare. Racul. Astăzi racul are o zi de neliniște. Se ceartă cu cineva. Se ceartă cu cineva pe la locul de muncă și destul de grav se poate certa, adică cu amenințări, cu plâns, cu tot felul de porniri de astea violente, reproșuri. O să vă doară destul de mult, dar fi indicat să vă gândiți, ok, eu sunt oglinda acestei persoane, ce spune, spune despre ea, nu spune despre mine. Și asta e valabil pentru toată lumea. Dacă toate răutățile pe care vi le spun ceilalți, de fapt, se află în interiorul lor, vorbesc despre ei, nu vorbesc despre voi. Racul astăzi se gândește, poate chiar să-și dea demisia sau să facă o schimbare la locul de muncă sau, mă rog, să ceară niște soluții mai de sus de la șefi. Vorbiți mai sus dacă nu se poate cu colegi. Leu. Leul poate să rezolve o problemă de iubire, să vorbească despre un subiect sensibil pe zona iubirii, să ia o decizie pe sectorul iubirii, să poate chiar să decidă într-o direcție referitor la relația de cuplu, la relația de iubire. Pentru lei poate să apară și o oportunitate de la depărtare cu privire la locul de muncă, adică o relocare, relansare, reechilibrare, ceva, ceva pe acolo se va întâmpla. Fecioară. Fecioara lucrează de acasă sau e foarte mult acasă, se ocupă de casă, poate merge la cumpărături, schimbă prin casă, cheamă oameni muncitori, poate vă doriți să vă apucați să renovați prin casă, să faceți ceva schimbări. Oricum, toată energia este direcționată către casă, înspre casă sau dinspre casă, da? Puteți să primiți și musafiri, rude, prieteni care vin de la depărtare. Asta vă ajută pentru că aveți nevoie de socializare și de oameni apropiați. Balanța. Pentru balanță, o zi importantă pentru a semna niște documente, niște acte. Aveți nevoie să vă limpeziți un pic mintea, pentru că este, nu că e în ceață, doar că sunteți prinși în foarte multe lucruri și nu ați avut timp deloc pentru voi. Vă simțiți obosite, puizate, bostenite, e și căldura asta, aveți nevoie de o scurtă pauză. Semnați și aveți de semnat, rezolvați și aveți de rezolvat și luați-vă o pauză pentru că este bine meritată. Scorpionul. Scorpionul merge să ceară niște bani, fie că e vorba de o investiție, încercați să convingeți pe cineva să investească în voi sau vă cereți niște bani înapoi pe care i-ați dat la un moment dat. Discuții despre bani, tensiuni chiar cu privire la bani și dacă mergeți la bancă e posibil să nu se întâmple ceea ce vă doriți voi sau să nu iasă cum credeți, adică planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Nu fiți dezamăgiți, este un blocaj pe moment, se vor rezolva lucrurile, doar aveți răbdare. Săgetător. Săgetătorul face schimbări atât fizice cât își dorește să facă și schimbări în toată viața lui, fie că e vorba de viața romantică, viața profesională, absolut.
puteți să începeți astăzi sport, să mergeți la sală, să începeți o dietă sau să vă cumpărați niște ingrediente pentru a începe o dietă mai sănătoasă. Degeaba vreau să țin dietă dacă în frigider am numai salam. Mă duc să-mi cumpăr roșii, castraveți, avocado și ce mai vreau eu. Deci sunteți, cumva vă faceți planul de reinventare, de dietă, organizare și prin casă și nu numai. O zi bună din multe puncte de vedere. Mai sunt și tensiuni. Bună pentru unii, mai puțin bună pentru alții. Capricorn. Capricornul povestește cu prietenii. Vă ajută foarte tare această povestire. Chiar aveți nevoie să ieșiți cu prietenii, să discutați, să vă vedeți, să faceți un schimb de planuri, de idei, să vă îmbunătățiți cumva starea, energia, pentru că era un pic așa spre jos. Aveați cumva tendința să vă izolați, v-ați gândit voi, gata, stau mai mult pe acasă, chiar dacă, mă rog, e cald, e vară, e soare, putem să ieșim, nu mai avem atâtea restricții. Nu e neapărat necesar să stai tot timpul izolat. Ieși și comunică, distrează-te, vorbește. Chiar de astăzi, dacă ați terminat treaba mai devreme, ieșiți cu prietenii, faceți-vă planuri de weekend, nu mai stați în casă, ați muncit suficient. Vărsător. Pentru vărsători, această vineri vine cu propuneri interesante la locul de muncă, dar atenție că sunt niște capcane pe acolo. Șefii sunt stresați, sunt supărați, pun presiune pe voi, încearcă să vă bage pe gând niște responsabilității care nu sunt în fișa voastră a postului. Chestia asta nu vă ajută, nu prea vă simțiți confortabil și posibil să doriți o discuție, o ședință, mă rog, să puneți problema într-un mod diferit. Aveți ceva tensiuni și legate de anumite persoane de la depărtare care vă fac propuneri și nu sunt chiar în favoarea voastră aceste propuneri. Pești. Peștii pot crește un pic astăzi, adică pot rezolva și pot crește din punct de vedere atât financiar cât și în carieră, în sensul de creștere pe un post bun. Vă faceți bine văzuți, atrageți niște oportunități extraordinare și pentru voi și pentru cei din jurul vostru. Primiți apreciere, primiți laudă, iar aprecierea și lauda asta vine și de la copii. Nu știu, le faceți voi niște jocuri, niște cadouri, poate petreceți cu ei un timp, momente deosebite, un timp plăcut și sunteți foarte apreciați de copii, sunteți foarte iubiți, vi se arată iubire, vă simțiți împliniți cumva că faceți un echilibru între muncă și familie. Dragii mei, să fie o zi magică și nu uitați să iertați!